povestea se numește Șoricelul de oraș și cel de câmp. Cei din familia Cei din familia Așorișori și stabilirea în mai multe orașe. Doar bunicul stătea într-un sătuc pentru că îi plăcea viața liniștită de la țară. Într-o zi, nepotul cel mai mare îl sună la telefon. Bunicule, aș dori tare mult să vii la ziua mea de naștere. Așa îți vei vedea frații, fii și nepoții. Toți vor fi aici. De ce nu faceți voi petrecerea asta la mine? Întreabă bătrânul. Aici aveți spațiu mai mare și puteți să faceți ce vreți. Puteți pagina. Brânză. Uite aici. Ce frumos. Uite șoarece. Uite șoarece. Uite șoarecele, bătrân. Asta e. Uite asta. Ok, hai să trecem peste la următoarea pagină. Are și o morală povestea asta. Deci, nu, bunicule, e plictisitor acolo. În plus, nu se regăsesc atâtea lucruri ca aici. Bine, bine, răspunse acesta, a resemnat. 10 zile mai târziu, porni în această călătorie. Dar imediat ce puse piciorul pe asfalt, i se făcu rău. Câtă îmbolzeală și cât zgomot, spuse șoricelul cel bătrân. Noroc că la petrecere se adună toți cei din familie și se bucură, a nespus să-l văd pe bunicul. Câte bunătăți, strigă pofticios și nicăieri nu e ca la oraș, spuneau cei tineri. Deodată se auziră niște zgomote și toată lumea fugi. Fu suficient să se mai audă câteva sunete, e că nimeni nu mai ai putut să înghiță nimic. Atunci bunicul îi spuse nepotul. Dacă vrei să apuci bătrâneți, te ascultă la mine. Asta e morala. De vrei bine să trăiești, fără neplăceri sau teamă. Fugi de grabă din oraș, vin la țară unde e bine. Oza. Deci cartea asta are 354 de pagini. Ok, astăzi să facem două povești. Că mi-a venit o poveste care e fix începută la o poveste. Deci, astăzi citim două sau trei povești. O să fie mai diferit ca la trecută. Ca de obicei, eu citeam doar una. Două, că deja una am citit. Pasăre cu aripi de aur și pasărea cu aripi de aur. Într-o țară îndepărtată, trăia un prinț căruia îi plăcea să se plimbe pe munte. Într-o zi, în timp ce călărea, văzu o pasăre mare cu aripile de aur și se hotărâ să o urmărească. De aproape, continuă să meargă călare până ajunse lângă un munte unde se aflau mai multe statui. Ce ciudat! Își spuse băiatul. Ce o fi aici? Asta e cumva povestea care o știu eu. Ok, asta e povestea, e cam ciudat.
Vrăjitoare. Vrăjitoare călărită. În fine, hai să trecem peste. În timp ce se gândea, pasărea se roti de câteva ori deasupra capului său, iar el se dădu puțin înapoi. Speriat, deodată, în fața lui apăru un pusnic ce îl avertiză. Oprește-te! Această pasăre a fost trimisă de către o vrăjitoare ce trăiește în vârful colindei. Dacă te găsește, te va aprefăce într-o o statuie de marmură și îți vei pierde puterile înainte să-ți dai seama. O poți învinge dacă o tragi cu puterile de păr. Prințul, care era așa foarte isteț, ăsta era prinț, nu contează, lăsă pasărea în pace și urcă pe colină. Arătă de vătă. Văzu că vrăjitoarea era cu spatele, așa că se apropie și o trase cu putere de păr. Aceasta încercă să scape și, pentru că nu reuși, începu să țipe de se cutremură pământul. Ai câștigat! Ce vrei de la a mine? Spuse ea. Asta era prințul frumos. Asta era prințul frumos. Și vrăjitoare cal. Vreau pasăre cu aripi de aur. În plus, doresc să redai viața acestor tineri pe care i-ai prefăcut în statoi, spuse prințul. Băvărnița nu a avut ce să facă, așa că acceptă. Chiar scrie băvărnița aici. Stai, am văzut o poveste neciudată. Ia uite o broască! Broască dur. În fine, hai să continuăm. Văzând în pasărea atât de aproape, prințul îi dădu un sărut. În acel moment, pasărea se prefăcă într-o tânără foarte frumoasă care suflă pe deasupra capetelor statuilor. Acestea se prefăcu în tineri frumoși care îi zâmbiră fetei pentru că le redase viața. Prințul o eliberă pe vrăjitoare, iar aceasta, înfuriată, tăcile întâmplate, fugi pe mătră ei și nu se mai întoarse niciodată prin acele locuri. După câteva săptămâni, prințul se căsători cu fata, a ce fusese odată o pasăre cu aripi de aur. Uite, cel mai troll lucru. Și o pasăre. Asta era fata și asta pasărea.